Bine v-am regăsit la horoscopul zilnic, horoscopul de joi. Ca de obicei vă anunț că există deja multe horoscoape pe rol. Pe ultima sută de metri horoscopul lunii octombrie, în cazul în care nu l-ați văzut, dar, bineînțeles, începând de astăzi, veți găsi încetul cu încetul și horoscoapele lunii noiembrie. Deja există un prim film legat de luna noiembrie, este configurația astrală a lunii, acea astrodramă, așa cum o numesc eu, care analizează luate la bani mărunți toate aspectele, toate planetele, toate tranzitele, toate noutățile astrale ale lunii noiembrie și sunt câteva cu adevărat interesante, unele chiar unicat, altele extrem de rare. Vă invit să le aflați din acest film care ia le detaliază pe toate în parte, ca să nu mai fiu nevoită să le iau încă o dată în cele 12 filme separate pentru fiecare zodie. Ar fi păcat să mai consum acolo timp spunând aceleași lucruri. Le vedeți acolo, spun asta din start, ca să intrați în tema lunii noiembrie, ca după aceea, în horoscopul lunii noiembrie pentru zodia voastră natală sau zodia ascendentă, să aflați cum vă influențează acele aspecte, tranzite de care ziceam, pe anumite planuri ale vieții. Fiți pe fază că sunt niște aspecte interesante la orizont și le veți afla pe toate în horoscopul dedicat. Dar până atunci vorbim acum de ziua de joi. Există și horoscopul săptămânii încă pe rol. E de-abia mijlocul săptămânii la urma urmei. Intrați și în filmul dedicat lui Lilith. Iarăși o noutate. Nu de mult am publicat acest... Luni am publicat acest film și... probabil multă lume nu a aflat încă de el, vă invit să-l căutați pentru că și Lilith joacă un rol important, un rol important care se simte chiar din luna noiembrie, dar aflați deja acolo destule, n-are rost să mai fac acum un fel de avanpremieră. Doar vă invit, vă recomand, vă îndrum să vedeți aceste noutăți video, dar și multe alte aspecte noi, articole noi, dedicate lunii noiembrie și pe care le găsiți în formă scrisă de data asta în acvaria.com, chiar pe prima pagină. Întotdeauna pe prima pagină veți afla noutățile, ce a apărut nou. Restul sunt pe domenii, ați văzut, există tot felul de departamente, secțiuni în cadrul acvaria.com dedicate cristalelor, interpretării viselor, ezoterismului, tarotului, astrologiei, nu mai spun, horoscop în toate felurile, ba chiar și ceva blog de călătorie, vlog de călătorie și toate altele pe care le găsiți deja acolo indicate. Intrați pe îndelete ca să știți despre ce vorbesc. Acum vorbim doar de ziua de joi, care pentru toată lumea aduce ceva noutăți. Începem cu berbecul, evident. Berbecul trebuie să fie foarte atent ce spune, ce crede mai ales, ce crede. Pentru că ajung la urechile voastre niște informații un pic scăpate de sub control. Cineva se cam joacă cu încrederea voastră, cu răbdarea voastră și s-ar putea să apeleze la niște tertipuri nu tocmai corecte. Hai să zicem pe șleau, minte. Dar voi puteți fi cei vizați de aceste minciuni sau poate chiar sunt rele intenții. Da, se poate să fie și dezinformări. Persoana respectivă aruncă în aer o informație pe care nu a verificat-o. De-aia am spus că nu-i controlată. Își dă cu părerea. Și părerea aia nu prea este fondată, nu prea se bazează pe date temeinice, nici măcar științifice. Și voi s-ar putea să credeți ceea ce vă spune. Poate persoana respectivă are o anumită poziție, o anumită funcție și spuneți, dacă a spus cu tare, e literă de lege. E, s-ar putea să nu fie chiar literă de lege. Chiar dacă deține un rol, o funcție, o poziție care din start este credibilă. De data asta nu este credibilă și tocmai de aceea, pentru că el și-a dat cu părerea, pur și simplu a fost o opinie aruncată în vânt, voi trebuie să o verificați din alte surse. Știți cum este, sau nu știți, sunt jurnalist, dar o informație trebuie verificată din trei surse ca să fie credibilă. Nu doar una, că una poate să spună că e albă, a doua poate să spună că e neagră și ce faceți? E, dacă și a treia
confirmă, orică e albă, orică e neagră, înseamnă că una din ele poate fi credibilă. De aceea verificați ceea ce ajunge la urechile voastre și de la alții. Mai întrebați și pe ăla, și pe ăla, și pe ăla. Mai așteptați, poate și asta e necesar, să lăsați timpul să decidă dacă informația pe care ați primit-o este valabilă, este corectă, că dacă azi aflați ceva într-o anumită formă, s-ar putea peste câteva zile să mai apară informații, să cadă complet această idee și să descoperiți de fapt care era realitatea. Nu vă grăbiți să preluați niște informații ca fiind 100% corecte, că s-ar putea la originea acestor informații să fie niște erori, păreri nefondate, cum spuneam, vorbe aruncate în vânt, nimic care să se bazeze efectiv pe realitate. De aceea cineva trebuie să vă ofere o garanție că ceea ce auziți astăzi, informația care vă ajunge la ureche, merită încrederea voastră. Pentru Taur poate fi o zi de succes, chiar dacă îl aveți pe Lilith la voi în zodie de câteva zile, chiar dacă soarele este în zodia diametral opusă și da, pe voi vă dinamizează foarte mult o poziție solară care este îndreptată către voi, sunteți așa într-o perioadă cu foarte multe aspecte tensionate direct către voi, dar culmea, lucrul ăsta s-ar putea să fie exact ce aveați nevoie să vă anime un pic, să vă dea un pic de ambiție, de energie, să vă scoată din zona de confort, de comoditate, de așteptare, de banal, de monotonie, de rutină. Nu înseamnă că nu faceți față și în chestiuni de rutină. Ba da, voi puteți să vă vedeți de treabă chiar și cu treburi repetabile, așa, pe care să le luați la bani mărunți, e de data asta puteți culege victoria, succesul, reușita în domenii care vi se potrivesc foarte bine. Sunt pe șablonul vostru, e acel lucru la care voi vă pricepeți cel mai bine. Vă pricepeți la bani? Bani veți face. Vă pricepeți la agricultură? Agricultură veți face. Ceea ce stă în cunoștințele voastre temeinice de ani de zile acumulate poate fi folosit astăzi și să ducă la succes. Deci căutați-vă care vă sunt talentele, care vă sunt, cu ce sunteți înzestrat de la natură, de zodie, de astre, de cine o fi, de mama, de tata, căutați-vă acele resursa principală și pe aceea folosiți-o, valorificați-o, că de acolo vine succesul. Talentul vostru, căutați-l. Nu știu care este, fiecare își cunoaște, poate își cunoaște acel talent. Pentru că spuneam la un moment dat și în horoscopul Lunii Negre, pe care sper că l-ați văzut și care vă vizează direct, nu uitați, spuneam că puteți contracara efectele, să zicem, nefaste ale Lunii Negre prin calitățile Taurului. Scoteți-le, săpați după ele, dezvoltați-le, alimentați-le, scoteți-le de la naftalină în cazul în care nu le-ați mai folosit și pe acestea puneți-le la interval ca să diminueze efectele mai neplăcute ale Lunii Negre. De aceea spuneam, cunoșteți-vă mai mult, priviți-vă în oglindă și spuneți-vă singur, ăsta e talentul tău, folosește-l. Dar nu uitați că, în același timp, Luna Neagră este exact inamicul. Tocmai asta o să vă spună Luna Neagră undeva la ureche. Nu, nu, talentul ăsta nu te ajută la nimic. Talentul ăsta e zero, nu te reprezintă. Ba da, tocmai în asta constă lupta cu influența nefastă a Lunii Negre de a nu asculta ce spune Luna Neagră, că ea vă diminuează, vă subminează autoritatea, vă diminuează încrederea în forțele proprii. Stima de sine poate avea mult de suferit, imaginea de sine poate avea de suferit, dar tocmai în asta trebuie să luptați cu ceea ce, cu greierașul ăla negativ de data asta care vă șoptește în ureche, nu ești bun, nu fă asta. Ba da, faceți asta la ceea ce greierașul din cealaltă ureche vă spune că dețineți ca resursă principală de energie. Pentru Gemeni este o zi un pic mai tristă chiar din anumite puncte de vedere, pentru că există riscul pentru unii Gemeni, bineînțeles nu pentru toată lumea, să se rupă o relație. Sau dacă nu se rupe o relație, se încheie un capitol din viața voastră și după acest finish rămâne gol. E singurătate, e izolare, e liniște, e tăcere, e suferință, nu e ceea ce vă place vouă, asta e clar. E
taman invers. Parcă se stinge lumina așa pe anumite planuri, într-un anumit plan al vieții voastre, din cauza intervenției un pic cam abrupte, poate altcuiva, poate vine o veste proastă care vă lasă fără replică, poate primiți un refuz undeva care vă taie tot elanul, poate o despărțire de cineva drag, poate plecați dintr-un loc de care ați fost foarte atașat. Deci, clar, aici e un punct și după acest punct rămâne o perioadă de liniște, de tăcere. Nu începe ceva nou, nu pare să apară deja ceva interesant la orizont, ci e deșert. O vreme, cât vă vindecați, cât vă detașați, cât treceți peste asta, poate chiar vă priește o perioadă de pauză după suferința în sine, după tot ce s-a întâmplat, după cât efort ați depus și chiar detașarea asta vă ajută să vă recăpătați liniștea deocamdată, tonusul, că sunteți tracasat, ați fost foarte tracasat și aveți foarte multe de învățat în această perioadă de la tot ce se întâmplă în jur. Dar nu trebuie să vă sperie acest final, acest punct pe care trebuie să-l puneți într-un fel sau altul, sau mă rog, viața vi-l oferă hodorong tronc în planurile voastre și pe moment, da, vă lasă fără direcție, oare ce să fac, încotro să o iau. Nu o luați ca pe un eșec, că nu pare să fie un eșec, pare să fie doar un final de drum. Dar după finalul de drum, lăsați un pic lucrurile să se așeze înainte de a porni pe un alt drum. Că probabil chiar și perioada aia de după are un rol de a înțelege ce s-a întâmplat, pe ce nivel ați ajuns și încotro trebuie să mergeți, dar după o vreme, cum spuneam. Pentru RAC este o zi nu tocmai favorabilă, pentru că și la voi s-ar putea să vină așa o veste hodorong tronc în planurile voastre, care pe moment vă strică proiectele pe care le aveați în gând pentru astăzi. Se schimbă programul, se schimbă datele problemei, se schimbă condițiile, se schimbă destinația, totul se schimbă peste noapte și pe moment vă lasă debusolat. Norocul vostru este totuși că sunteți într-o perioadă în care înțelegeți de ce vi se întâmplă anumite lucruri. E o rațiune acolo, aveți o luciditate, mai bine zis, deosebită în perioada asta, care vă ajută să priviți lucrurile detașat, fără toată furtuna emoțională cu care voi sunteți obișnuiți, că sunteți o zodie emoțională. E, de data asta spuneți emoției nu, tu n-ai ce spune, ia, ce zice creierașul? Și creierașul zice că așa trebuie să se întâmple, că nu-i nicio problemă că s-au schimbat datele problemei, că imediat trebuie să virați către noua direcție, că nu trebuie să stați și să plângeți și să vă turnați cenușă în cap, că n-a ieșit planul conform viselor inițiale, ci da, imediat puteți replia totul către altă direcție. Deci norocul este această voce lucidă, logică, rațională, rece, cu discernământ, cu detașare, cu distanțare, fără atâta implicare emoțională, că de acolo reușiți să primiți niște răspunsuri, răspunsuri care vă ajută să stați liniștit, da, am înțeles, așa trebuia să fie, trebuia să trec prin asta, așa mi-a fost sortit, am ceva de învățat din asta, fără a o lua ca pe ceva foarte personal. Vai, numai eu pățesc asta, știam că eu am să pățesc una ca asta, știam că am să trec, nu merit, nu le veți lua așa, ci le veți lua ca pe o lecție din care mai aveți ceva de învățat și o primiți așa cu brațele cumva deschise, chiar dacă pe moment vă irită tot ceea ce se întâmplă, nu înseamnă că e ușor, dar nu cădeți într-o depresie, într-o suferință inutilă, ci ziceți, da, ok, bine, am înțeles ce era de înțeles, am învățat ce era de învățat și merg mai departe cu tema făcută. Pentru voi, lei, poate fi o zi bună, pentru că lumea astăzi cam joacă după cum îi cântați voi. Voi sunteți șeful, voi sunteți regele, cel care dictează ce trebuie făcut, cel care impune regulile jocului, cel care îi obligă pe alții să facă ce spuneți voi de fapt. Vă place postura asta, bineînțeles, și vă veți pune în valoare toate aceste calități de lider, de coordonator, de șef, de
cap, de director și așa mai departe, pentru că aveți autoritate supremă. Vă place cumva chiar să-i manipulați pe ceilalți prin această putere a voastră, prin această poziție superioară, pentru că nu veți folosi la modul egoist, negativ, nici vorba de asta, dar normal că vă simțiți bine să puteți da ordine, să le ziceți voi altora ce să facă și nu alții să vă spună vouă ce să faceți. Că vine și momentul ăla în care voi trebuie să fiți executanți, sigur, se întâmplă, dar astăzi nu. Singurul dezavantaj, să zicem, al acestei zile e că nimeriți printre oameni de calitate inferioară, să zicem așa. Voi sunteți net superior, voi sunteți pe 10 trepte mai sus, nu cu o treaptă mai sus, nu cu un cap mai sus, sunteți mult deasupra celor din jur. E, și cumva voi trebuie să faceți pace cu oameni mai modești, intelectual, financiar, din orice punct de vedere sunt net inferior vouă. Clar că nu vă place pe deplin, ați fi preferat și un pic de competiție intelectuală acolo, ați fi vrut un pic să fiți provocat, să vă simțiți mândru că sunteți cu 10 trepte mai sus decât alții, dar voi sunteți bun, dar nu mai bun decât alții, poate la fel de bun să zicem așa, ci sunteți mult mai bun decât niște oameni cu care intrați în contact, care sunt sub nivelul așteptărilor voastre, oameni mai modești, ca să nu zic altfel. Dar și cu ei puteți face treabă bună, aveți ceva de lucru cu aceste persoane. Hai să zicem, e ceva de genul, îmi cer scuze dacă jignesc pe cineva, dar nu asta vreau. Voi sunteți ceea ce sunteți, dar intrați în legătură cu servitoarele. Mă rog, aveți o servitoare în casă și cu ea trebuie să conlucrați. Ceva similar este. Este totuși o discrepanță acolo de educație, de valoare, de bani, de experiență și nu ați venit acolo să o învățați pe această persoană. Nu rolul vostru este să, uite, tu faci asta, asta. Nu asta este, ci această persoană cumva vă și admiră, vă și privește ca pe un model, ca pe un erou, că sunteți undeva deasupra, dar pe voi lucrul ăsta nu prea vă stimulează intelectual. E deranjant să lucrați cu cei net inferiori, dar mai sunt și astfel de momente când nu puteți să fiți pe aceeași treaptă cu cei pe care și voi la rândul vă îi apreciați, cu care sunteți în competiție. Nu prea aveți cu cine vă compara de pe niveluri asemănătoare, ci sunteți din start cu mult înaintea celor cu care intrați astăzi în legătură. Pentru Fecioare este o zi în care puteți să vă demonstrați cunoștințele, experiența, înțelepciunea, maturitatea, superioritatea, supremația, spuneți-i cum vreți, din punctul de vedere al domeniului pe care îl aveți voi la degetul mic. Acolo unde sunteți voi cele mai bune, nu contează dacă e carieră, dacă sunteți cea mai bună la prăjituri, dacă sunteți cea mai bună la făcut curățenie, undeva aveți o steluță acolo de expert, de specialist, sunteți cea mai cea într-un anumit domeniu. E, acum a venit momentul, pentru că toată lumea vă recunoaște această poziție, valoare, superioritate, a venit momentul să vorbiți despre experiența asta, să împărtășiți din experiența voastră. Poate o faceți la modul, hai să muncesc alături de tine, să te învăț și pe tine ce trebuie să faci, sau poate chiar mai mult decât atât, începeți să scrieți, începeți să vorbiți în fața unui auditoriu, să dați cursuri, să transmiteți mai departe ceea ce știți. Și voi la rândul v-ați învățat toate astea de la alții, dar acum ați ajuns într-un anumit plan al vieții, ați ajuns la nivelul de maestru. Căutați-vă acest plan al vieții în care sunteți cele mai grozave și arătați, demonstrați în continuare la ce sunteți bune, dar transmițând cumva mai departe, învățându-și și pe alții care încă sunt la început, încă sunt începători, novice și vă place postura asta de profesor, de îndrumător, dar nu o faceți nici cu superioritate, nici cu condescendență, ci o faceți acolo, umăr la umăr. Bun, vreau să te învăț să faci lucrul ăsta, dar vin alături de tine și îți arăt asta prin exemplu personal. Și așa veți vedea că și
discipolii voștri, nu numai că vă privesc ca pe niște maestri, ca asta și sunteți, dar învață foarte repede, practic, acolo, pentru că voi puneți mâna la treabă. Pentru balanță, fiți un pic atente, pentru că e o zi care s-ar putea să vină așa cu niște mici furtuni, niște noutăți intempestive peste voi care vă irită foarte tare. Nu înseamnă că nu le faceți față, dar vă enervează. Nu iese treaba așa cum v-ați dorit. Făceați ceva într-o anumită direcție și pac, pică de undeva din senin un meteorit care strică tot ceea ce ați planificat pentru ziua aceasta. Se schimbă planurile, nu vă mai puteți întâlni cu persoanele cu care trebuia să vă întâlniți, nu ajungeți la întâlnirea pe care ați stabilit-o, se întâmplă niște surprize, că ăsta e cuvântul, niște surprize nedorite, neplăcute, numai de asta nu aveați voi nevoie astăzi și care vă cer promptitudine în reacții. Imediat trebuie să schimbați direcția, nu să stați debusolat, auleu, eu ce fac acum dacă mi-a picat planul? Imediat trebuie să virați către altceva, dacă aveți și un plan de rezervă, cu atât mai bine, dar nu stați să recuperați, să culegeți cioburile după ce cineva v-a aruncat o farfurie în cale. Nu asta e soluția, să stați să remediați, să reparați, să recuperați, să vedeți ce se mai poate salva din toată povestea asta. Că gata, a picat, nu-i nimic, lăsați-o pe linie moartă, cine știe cât timp de acum înainte și apucați-vă imediat de altceva. Spuneam că e posibil să apară alternativa dacă nu cumva deja o aveți. E cel mai greu pentru voi este să vă adunați repede forțele, că v-ați făcut mari planuri, că tot o să meargă conform planului în direcția A. Dar dacă direcția A cade, imediat trebuie să porniți către direcția B, fără să stați să plângeți că direcția A nu a funcționat. Pentru voi, scorpionii, ziua pune foarte mult preț pe prietenie, pe cooperare, pe participarea voastră în treburile altora sau a accepta ajutorul altora în beneficiu vostru. Poate voi nu sunteți genul care cere ajutor. Mai degrabă, ori vă descurcați singur, ori nu apelați musai la alții. Dar de data asta e nevoie de acest schimb de energii, de idei, de păreri, de muncă, unul în beneficiu altuia, voi pentru alții, alții pentru voi, pentru că singuri o să descoperiți că nu ies lucruri așa de bine pe cât v-ați fi stabilit. În 2, în 3, în 7 o să vedeți că lucrurile evoluează mult mai bine. E, asta trebuie să faceți astăzi, să căutați oamenii potriviți cu care să colaborați, cu care să împărtășiți ceea ce aveți de făcut, că singur, dacă vă încăpățânați să mergeți singur mai departe și s-ar putea să fiți tentați să faceți asta zicând că am soarele la mine în grădină, deci să mă folosesc de asta, totuși veți vedea că luând pe cineva alături de voi, lucrul ăla e mult mai simplu, e mult mai ușor de dus la îndeplinire, succesul e mai mare, roadele sunt mai profitabile decât să stați și să munciți de unul singur. Că e clar că vă supra-solicitați. Spuneam că se pune preț pe prietenie foarte mult. Da, acest efort pe care sunteți dispus să-l faceți azi s-ar putea să fie canalizat și spre o relație. Să zicem că o relație de prietenie a ajuns într-un punct sensibil și e nevoie să stați un pic de vorbă cu persoana respectivă, să oferiți niște explicații, să vi se dea niște explicații, că sunt mari șanse azi să remediați o relație care nu prea mai mergea sau care era complet eșuată. E o șansă de a lucra asupra acelei relații, de a o lua în mâini și să vedeți ce trebuie făcut cu ea. Ori să o terminați de-a binelea, dacă vedeți că nu mai aveți nimic de primit de la ea, ori să vedeți ce se poate salva și să treceți, bineînțeles, la fapte. Pe prietenie veți pune foarte mult accent astăzi, ori voi oferindu-vă prietenia, ori primind prietenia altora, dar este un efort pe care vi-l doriți, vi-l asumați și așteptați mult de la această muncă pe care o depuneți pentru salvarea unei relații.
Voi săcetători sunteți azi în criză de timp. Nu vă mai ajung orele, nu vă mai ajung minutele, nici voi nu știți de unde să mai scoateți o rezervă de timp. Probabil sunteți un pic strâns cu ușa de un termen limită, de o situație care trebuie să se întâmple foarte repede, azi, mâine, în câteva zile, și nu mai știți ce să faceți să vă concentrați mai bine forțele să ajungeți la destinație conform planului. Nu vreți nici să amânați, nu vreți nici să ratați vreo șansă pentru că trece timpul mai repede decât ați dori. Ei, asta veți încerca voi astăzi să faceți, să vă organizați, să vedeți la ce puteți renunța din lista voastră de sarcini ca să luați timpul de la sarcina A să o puneți în beneficiu unei sarcini mult mai urgente, mult mai rapide, care trebuie să se întâmple foarte repede, în câteva ore, zile și așa mai departe. Va fi mai greu, mai ales dacă aveți deja o agendă supraîncărcată, va fi foarte greu să vă găsiți timp de pe undeva, dar veți reuși, asta este important. Nu o să treacă ziua fără să mai faceți niște pași înainte către planul acela pe care îl aveați și care vă strânge așa din spate, vă presează foarte tare. Timpul pentru voi este foarte prețios și o să-l vedeți că trece în așa fel încât vă cam apasă așa ca o povară. Când tare ați mai avea nevoie de câteva zile în plus, de măcar o zi în plus pentru a termina o sarcină, pentru a depune o lucrare, un dosar pe undeva, dar n-aveți încotro, trebuie să vă mișcați foarte repede, să faceți într-o zi ceea ce ar trebui să faceți în două, să faceți într-o săptămână ceea ce ar trebui să faceți într-o lună. Totul e condensat, e foarte pe scurt, probabil faceți așa un rezumat. Asta nu înseamnă că faceți rabat de la calitate. În același lucru îl faceți, dar într-un termen mult mai limitat, mai scurt de timp. Clar că lucrul ăsta o să vă obosească peste măsură, s-ar putea să stați și peste program, să lucrați mai mult decât v-ați propus sau, nu știu, să vă luați acasă să mai lucrați, că altfel nu o să vă încadrați în termenul acela impus de niște reguli mai presus de voi. Nu stă în puterea voastră să mai amânați, să contramandați, să lăsați pe altă dată, ci cineva mai presus de voi spune: dacă nu faci totul până în ora de, data de, gata, s-a dus oferta. Și de aceea veți trage tare și veți și reuși să vă încadrați în termenele acelea foarte strâmte. Pentru Capricorn este o zi bună din multe puncte de vedere, pentru că aveți ocazia chiar de a vă distra un pic. Parcă e un motiv de divertisment în viața voastră astăzi. Ori o petrecere, ori o aniversare pe undeva, ori copilul vă oferă o mare bucurie. Nu știu, ia o notă foarte bună la școală. E un mare eveniment, dar care la origine are ceva drăguț, ceva amuzant. Nu e un eveniment de destin, nu pare să fie ceva important, nu știu, cum ar fi o căsătorie sau ceva de genul. Nu pare să fie totuși ceva mărunt, dar care vă face să zâmbiți, vă face să râdeți, vă face să vă simțiți ca un copil aproape. De-aia mă gândeam, dacă nu copilul vă oferă acel eveniment foarte plăcut, acea surpriză, poate voi sunteți cei care intrați cumva în mintea copiilor și vă dați seama că aveți nevoie de această eliberare, de distracție, să uitați de probleme, să uitați de vârsta pe care o aveți și să vă comportați precum un copilaș care n-are nicio grijă. Și poate chiar veți reuși. Pe de altă parte, e posibil să vă jucați un pic cu tot ce se întâmplă astăzi, că ideea asta de joc, de divertisment, de distracție se simte pe mai multe planuri. Vă jucați în relația cu ceilalți, sunteți pus pe glume, pus pe șotii, aveți chef de distracție și de râs pe oriunde. E mai rar la un Capricorn asemenea atitudine foarte exuberantă și foarte amuzantă și pus pe amuzament continuu, dar vă simțiți foarte bine așa. De-aia vă văd parcă ați coborât nivelul vârstei
poate prin mediu, poate vă aflați într-un mediu foarte tânăr și care vă face și pe voi să vă comportați așa ca și cum n-ați avea nicio problemă și bine ați face să primiți în viața voastră acest aer liber, libertin într-un fel și foarte vesel. Pentru vărsător este o zi în care nici voi nu știți cum să vă comportați. Sunt momente în care firea voastră poate un pic rebelă, poate un pic excentrică, poate un pic exuberantă, așa, care nu oricine o înțelege, nu prea are ce căuta. Ar trebui să o țineți un pic sub control, să n-o lăsați să iasă la iveală, să nu mai fiți voi așa șturlubatic și pus pe distracție și pe joacă, ci să mai țineți în frâu exuberanța, prea multă energie. Știți cum sunteți voi uneori foarte expansiv, sunteți influențați de Uranus și Uranus vă face să fiți un revoluționar. Nu merge să fiți un revoluționar pus pe schimbare chiar în orice situație, ci mai sunt momente în care e nevoie să fiți prudent, să fiți calculat, să fiți conform unor reguli și nu să faceți totul cum doriți. Independența voastră sau spiritul vostru foarte liber, la care țineți de altfel foarte mult, în anumite situații nu se potrivește, nimerește ca nu ca în perete și cineva ar putea să fie jignit de atitudinea asta, un șef să-și facă o imagine greșită despre voi, un client să nu fie mulțumit. Deci aveți grijă cu cine vă permiteți să fiți exuberant, original, super creativ, vesel, rebel, revoluționar, că nu cu oricine merge această atitudine. Nu vă puteți permite să o faceți pe nebunul, hai să o spunem direct, să o faceți pe nebunul cu un profesor, cu un șef mai în vârstă, cu un inspector, cu un polițist, cu părinții, cu bunicii. Sunt niște oameni, mai ales care sunt pe o anumită treaptă, ori ca vârstă, ca experiență de viață, ori ca treaptă socială sau profesională, la aceia care vă sunt cumva mai presus din anumite puncte de vedere, nu trebuie să vă permiteți să vă comportați așa cum sunteți voi de obicei, de altfel, puși pe manifestări foarte libere, fac ce vreau, nu ascult de nimeni, că totuși aceste persoane de care ziceam și care au o anumită funcție, au și niște instrumente la dispoziție pentru a vă atenționa, vă mustra, vă pedepsi, a vă trage înapoi între limitele alea din care voi nu vă simțiți bine. Voi nu prea faceți, nu prea dați randament în situații în care trebuie musai să vă încadrați în niște reguli foarte bine definite. Vouă vă trebuie o oarecare libertate de mișcare, să faceți și așa, să experimentați, să încercați și într-o variantă și într-alta. Și în situația în care vă aflați astăzi, nu aveți această libertate de decizie, de mișcare, de gândire, ci trebuie să faceți cum vă spune persoana aceea, care poate fi un fel de for suprem, un fel de ghid, de îndrumător, de sau, cum spuneam, poate fi și cel care poate lua măsuri în cazul în care nu mergeți pe linia dată. Nu fiți chiar rebelul care știți că sunteți în situațiile acelea în care poate imaginea are de suferit, poate poziția voastră are de suferit, poate nota pe care trebuie să o luați la școală are de suferit. Puneți în balanță dacă merită să o faceți pe independentul și pe puternicul sau mai bine ascultați ce vi se cere, pentru că acel cineva e mai presus de voi astăzi. Și am ajuns și la pești, care astăzi au curajul de a pune punct unei situații. Spun curajul pentru că ați cam tergiversat lucrurile. Ar fi trebuit de mult să închideți o etapă din viața voastră, un capitol, un proiect, o relație, ceva trebuia de mult încheiat, dar nu erați pregătit sufletește pentru asta. Trebuia să schimbați jobul, de exemplu, și vă era frică. Cum să schimb? Cum să plec? Cum să? Erau tot felul de întrebări existențiale pe care vi le puneați acolo și nu ați făcut pasul cel mare. Acum considerați că v-ați maturizat, ați învățat, ați înțeles niște lucruri, ați acumulat niște cunoștințe, informații și sunteți în măsură să puneți punct acele etape și să vă apucați de alta de acum înainte. Ați ajuns la acea
capacitate de înțelegere pe care numai timpul o poate oferi, trecând prin suficiente experiențe, experimente, până ați ajuns aici. Da, ați învățat direct pe pielea voastră, v-ați clarificat situația, de-aia o văd ca pe o probă de maturitate ceea ce trăiți astăzi. Și maturitatea vine după ce mult timp încercați, învățați și așa mai departe, că nu se naște nimeni învățat. E, ați trecut prin suficiente probe de încercare până acum, care acum vă dau puterea de a spune, da, bun, știu unde sunt, știu cine sunt, știu ce pot, știu ce nu pot, mă cunosc foarte bine, deci sunt în stare să spun stop acestei etape din viața mea. Și când zic etapă, poate să însemne un job pe care nu-l mai acceptați, o relație care nu mai merge, orice situație care necesită trecerea voastră pe alt nivel, într-o altă direcție, într-o altă etapă de dezvoltare la urma urmei, că și viața este creată din etape, etapa copilăriei, a adolescenței, a maturității și așa mai departe, și astăzi ați putea fi într-un astfel de moment. Bun, nu e unul ăla existențial, nu vă puteți aștepta la evenimente fantastice de destin, dar simțiți că de azi înainte deja ați urcat pe o altă treaptă pentru că ați învățat-o pe cea anterioară. E fumată deja pentru voi și deja știți tot ce era de știut în acel plan. Acum, oare ce aveți de învățat pe treapta următoare? Cam asta este ziua de joi, așa cum vă spuneam. Acum mă grăbesc să filmez și câteva, sper mai multe, horoscoape pentru luna noiembrie. Bineînțeles, voi începe în ordinea firească, Berbec, Taur și așa mai departe, încât voi, peștii care acum sunteți la finalul horoscopului, care ați mai rămas pe aici, clar că veți primi horoscopul undeva către sfârșitul acestei săptămâni, dar sper să aveți suficientă răbdare și veștile cu care vin să merite așteptarea. Vă doresc o zi bună și să ne vedem și mâine!